acceptați trasei? Este unul din punctele din acel cod etic la care Clotilde Armand a făcut referire. Nu. Asta înseamnă că un om care s-a înscris în PNL în 2006 și a activat 2 ani și și-a dat seama că nu are ce să caute acolo, e cineva care e perfect rezonabil. Dar cineva care a trecut prin 4 partide și după aceea vine la noi, nu. Și la fel e o diferență între partidele vechi și partidele noi încercări, cum ar fi, să spunem, M10. E într-o altă categorie de partide decât PSD. Și suntem mai degrabă deschiși către aceștia care ar proveni din partide nou înființate, asta vreau să zic. Nu, spunem că există o diferență între partidele vechi și partidele noi. Oameni care pe plan local au avut o încercare, ne uităm altfel la ei decât la oameni care au fost în partidele clasice. Adică mai bine, altfel cum. Da, mai